Am revenit la emisiunea noastră după o pauză de câteva zile, un weekend în care am reflectat la ce s-a întâmplat în județul Gorj și nu numai, și în județul vecin Hunedoara, pentru că și acolo există activități de minerit care, iată, încă mai produc victime, produc și energie, dar mai produc și victime din păcate. Ne aducem aminte unde suntem și încotro ne îndreptăm. Despre politică în seara aceasta și nu numai, despre administrație și viitorul județului Gorj, cu actualii politicieni și cu actuala clasă politică, avem vreun viitor cu cei care ne conduc acum sau e nevoie de alții mai buni și mai pricepuți? Despre toate acestea și multe altele cu invitatul serii, domnul Viorel Caragea, revenit la Tele3. Bună seara, domnule Caragea! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă. Și ne urmăresc Și într-adevăr. pe Facebook, da. Îl salutăm și pe Claudiu Matei. Bună seara, Claudiu! O zi importantă astăzi. Două figuri din politica locală au mai adăugat o floare, era să spun un trandafir în buchetul vieții. Despre cine este vorba și ce așteptări am avea de la cei doi politicieni? Doi politicieni, iată, născuți în aceea zi, Bună destine seara, diferite. Acum facem ca astrologii de la... am văzut astăzi pe Facebook-ul domnului Caragea că le-a urat la mulți ani amândurora și domnului David Ciolo, președintele FMP. Da, domnule, am înțeles, nu mai fac din pix. Și domnului David Soiu, liderul PMP Gorj și domnului Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, le urăm și noi la mulți ani. Ne-am făcut și un Și de gând cadou. le-ați Am făcut mulțumit cadou? Da. Cadou? Ce s-a făcut cadou domnului Romanescu? În urări De sau la astăzi nu mine? mai întrebi cum îl cheamă și ce face. Un cadou mai mult decât suficient, că s-a supărat că ne-am spus că nu face bine. Nu mai rostesc nici numele, nici Și nimic. fericit îi mai ziceți? Nu, absolut, pentru că nu Azi mai există. Zice, De azi. Nu, azi doar. De azi am spus. Am Niciun înțeles. comentariu despre Marcel Romanescu. N-ai înțeles ce spun. Nu mai mă interesează. Păi ce vrei să plângă că din cauza că îl urmăresc eu și sau îl cert eu că face Și prostii, domnul David, ce nu cadou cheltuie, stai puțin, nu cheltuie cei 180 de miliarde de ține în cont la primărie? 180 de miliarde de necrezut. Păi până acum plângeau cu una banii cu 180 necheltuiți. Deci nicio replică despre Nimic, nu mai există. Până în 2020. Trebuie să-i dau dreptate lui, nu știu, văd eu. Dar nu prea curând, oricum. Chiar nu mă interesează. Deci până la sfârșitul anului... Doar pentru el? Nu pentru cel care a organizat ziua și i-a chemat pe el la masă. El nu este să-și organizeze ziua, Dar înțelege? Chiar aveți toate informațiile de fiecare dată? Sau? Când eram la masă cu unul, eram cu încă vreo 3-4 și ne-a sunat, l-a sunat pe unul dintre ei noștri, l-a sunat celebru, organizator. Bă, să zic că are frate mizua. Bă, nu vin. Dar ce e o ilegalitate? Nu e ilegalitate, dar era în timpul programului lui. Nu te lasă programul până la 4. Și n-avea voie să sune? După mine trebuie să-și facă serviciu. Dumneavoastră nu sunați niciun telefon personal? Ba da, da, dar eu stăteam până la serviciu, până la 12, 1 noaptea. Adică, nu, haideți să vă spun, eu știu șef din poliția Gorj, așa? Care suna acasă de pe telefonul fix al poliției și întreba pe, vă făcureți temele, să fiți cu minții acolo nu până vine măta, să păpați tot ciorbița și după nu aia, pac, închidea. Terminați temele, nu mai cred. Păpați-o un pic de ciorbiță și stați acolo, nu credeți? Nu cred, nu știu. Păi vă spun eu. Dar vă cred, eu nu știu, nu am auzit de așa șef ceva. Șef al poliției municipiului Târgu Jiu. Jenat. Scuze-mă că spun, dar e jenant. Dăm numele acum, că e la pensie de câțiva ani, a ieșit pe caz de boală cu un document medical eliberat de o secție de sub pasarelă, nu mai spune. Mi-am notat aici deja numele. De morți numai de bine. E adevărat? Nu știu, nu, eu chiar mă surprins. Da. Poți să aștept la orice ziua de azi. De la unii chiar te aștept la orice. Și domnul David Fiorin a spus și a făcut cadou. Un coș mare de flori, un aranjament floral. Trandafir roșu și întreabă colegii din regie. Care... Albi! Albi. Albi, da, deci va salva locurile de muncă. Nu. S-a întâlnit Romanescu ieri și ca să le meargă bine astăzi. Dar de ce nu combina cele două și evenimente? Și noua alianță în Consiliul Local? PMP, PNL? Întreabă-l. S-a cimentat? PNL. De când v-ați dus dumneavoastră și l-ați bulversat activitatea, s-a întâmplat asta. Ce s-a întâmplat atunci la primărie? Dar nu s-a întâmplat nimic. Sau care a fost efortul? Ce v-a împins să vă duceți? Deci, domnilor, trebuie să vă răspund cu toată sinceritatea. Cum ați luat decizia să vă duceți în Consiliul Local și ce v-a determinat?
lipsa lor de răspuns și toate atacurile alea prostești între ele. Și m-a deranjat un individ care se dă marele șef al primăriei Târgu Jiu. Bă, stai mă, că nu conduc pe primul Teoș. Ah, din Consiliu. Din afara primăriei? Nu, nu, lucrează la primărie, nu, nu. Lucrează la primărie. Da, vedeți, dar că vă spun. Îngânfarea și mândria lui și trofia. Am făcut în timpul campaniei electorale și după aia mai multe solicitări. Consiliul local. Domnule, vă rog să verificați. Și a legislat dumneavoastră aici ce se întâmplă la poliția locală. Nu sunt de acord cu organigrama. Eu ca cetățean al Târgu Jiului și am condus o școală care pregătea polițiști locali, două din ăștia care n-au școală, care își dau păreri de poliția locală. Că acolo sunt și la poliția locală, sunt băieți serioși, îi cunosc pe foarte mulți, muncitori, tot ce vrei. Au făcut puțin tică muncă și școală unii, dar unii deloc. Am spus, nu e ok, cum poți să ai serviciu de valori când noi nu transportăm valori? N-aveți mașină, nimic, dau un exemplu. N-am primit niciun răspuns. Am făcut și către primărie. Ascultă-mă puțin. Vă rog. Și am căutat să trimit din nou. Am zis, băi, n-ar mai trimite scris, mai mă duc până acolo, hai să trimit și eu online. Mă, dacă am făcut Facebook, am făcut alaltă. Nu există o pagină de Facebook la Consiliul Local. Nu există nicio adresă unde să le poți trimite. N-au program de audiențe. Am întrebat vreo 2-3 consilieri. Băi, ia spuneți și mie ce se întâmplă. Având în vedere că unii sunt chiar avocați, am zis, ia, mă, ce se întâmplă? Tu ești avocat, ești... Avocat, acolo hotărât. Domnul Lădaru, nu? Domnul, nu dăm nume. Prin Consiliul Local e un singur avocat. Ne află fiorosul ăla și ne sună și ne ceartă. Că vorbim și le dăm pe oameni. Până nu e dreptate. Bun, nicio problemă. Am mai așteptat, am făcut și cu translocul. De ce dați atâta subvenție? De ce există atâta personal TESA? Și șofer de troleibuze nu sunt? Când te uiți mai mult la TESA și conducere și șoferi pentru conducere decât șoferii de... Uitați-vă pe organigramă, vă rog, la transloc. Și multe alte întrebări. Am făcut vreo 5-6. Ce să primim? N-am niciun răspuns. Și atunci am beneficiat de faptul că legea zice clar. Ce nu este strict interzis, este permis, nu? Prezența în ședință. Nu, lasă prezența în ședință. La legea 544 privind informație de interes public. La aia vă referiți, da, nu? Bun. Și m-am dus frumos. Am așteptat să se termine ședința de consiliu. M-am dus din timp. După mine a venit chiar și doi consilieri, o doamnă și un domn. Doamna mai puță, dar e de sex feminin, da? Consilieră feminină. Când se termină, m-am ridicat frumos, știți, am și eu de problemă de ridicat, ați văzut de acolo. Domnule, de ce nu-mi dați răspuns la sesizări? Păi n-avem. Și domne, surpriza cea mai urâtă, de-o puteam, nici invițele mele cele mai urâte, nu credeam că s-au dat așa ceva. Fost viceprimar, consilier PSD, șef de comisie. Dar mai faceți din nou dacă n-ați primit. Dar ce te uiți așa? Nu-ți vine și ție să crezi că poți să scoate de asemenea utopii din gură? Nu, domnul Calagea, stați un pic că sunteți într-o eroare mare. De ce? Cum să adresați cereri în 544 Consiliului Local? N-am adresat în 544 Consiliul Local. Eu m-am adresat ca petent simplu. Vă rog să dispuneți efectuarea unui control la poliția locală. Și cine? La primărie? Dar unde ați trimis? Nu. La Consiliul Local, local domnul. Consiliul pe local. Cui la Consiliul Local? M-am dus și a depus la legislatură. Domnul Caragă, cine să vă răspundă la Consiliul Local? Președintele de ședință? De ce? Cine? La celelalte orașe din județ există reglamente de organizare, care spune și învață și spune cetățeanul de deci. Hai să fim cinstiți. Deci, cinstiți. În legea 544 pe 2001. Domnul, eu am legea ordonanța de guvern privind petițiile. Autoritate sau instituție publică. Da, și Consiliul Local nu este nicio autoritate. Eu n-am treabă cu 544, trebuie trimisă la primărie. Eu am treabă cu petițiile. Nu contează. Ordonanța are 544 cu petițiile. Păi trebuie să vă adresați primăriei, care implicit vă răspunde. Am adresat și primăriei. M-am adresat și Consiliul Local. Cel care bugetează este Consiliul Local, nu primarul. Primarul execută ce aprobă ca bugetare Consiliul Local. Și nu credeți că vă putea răspunde primăria Târgu Jiu la... Stai că nu mai lăsați să termin. Se vă surpriză. Știi de unde am primit un răspuns? Unu. De la poliția locală. Păi da, așa păi cum să primești de la poliția locală? Păi ei redirecționează către instituțiile... Mie trebuie să dea răspuns conform legii. E o tărere de cuvânt. Da. Legea 27. Care spune clar petițiile, care caracterul lor, eu mai petiționar am fost, da? Îmi dă subsemnătura conducătorului unității care i-am adresat. Au președinte de consiliu. De ședință de consiliu, care e 3 luni. Da. E treaba lui cum face. E problema lor. Păi trebuie să facă el hârtia și cine o semnează? El, nu face el, de la comisii. Care? Lui.
Cine? Și patru comisii. M-am adresat Consiliului Local cu o petiție, de exemplu, privind traficul pe Brâncuș. Nici măcar n-a ajuns la Comisia de Circulație. Păi în campania electorală dumneavoastră... Nu, acum, domnul! Nu, în campania electorală dumneavoastră ziceați că aveți un studiu de trafic... Domnul, să ne înțelegem... Vorbeați de studiu de mobilitate urbană în toată campania electorală. Da, și am făcut o cerere. Și acum întrebați pe cei de la primărie... Nu, domnul, le-am cerut să facă, le-am făcut o propunere, nu înțelege greșit. Am înțeles. Am constatat, deci prin 1 februarie, au aprobat în ședință de Consiliu să concesioneze din nou stațiile. Clădirile alea vechi, urâte și gerante. Și am constatat, circulând pe aici prin Târgu Jiu, că stația asta goală, clădirea de aici, de pe colț de la piață, e goală. M-am adresat repede primăriei și Consiliului. Frate, renunțați la Consiliu, că acum nu trebuie să știe mai de elul ăla de spăgubiri că și-a scos marfa sau a făcut. Renunțați la concesiune și faceți, domnule, bucla așa frumos, dărâmați baraca aia de lemn și de fier vechi. Ce este? Faceți o buclă, să iese autobuzul sau troleul din, de acolo, din banda de trafic numărul 1. Și atunci e simplu. În spatele ei mai merg două locuri, trei locuri de taxi și eliberați toată banda 1 cu urci de la piață spre Brâncuș. Asta pot să fac. Și ce au făcut? Cel mai periculos loc în sensul ăsta este din fața blocului Turn. Și acolo la fel. Nu, acolo este, nu există stradă lată, există doar două benzi, una pe sens. Da, da, este suficient loc să modifice procedurile și acolo. Și acolo, deci acolo să este o idee. Nu, dar și aici, uite aici. Domnul meu, când vii de la Brâncuș, de pe Unirii și faci la dreapta pe Brâncuș, se circulă la urcare doar pe bandă. Corect. Blocajul este stația de autobuz, repet, care poate fi scoasă în afară, e trotuarul suficient până minimul în bloc. Minimul zgângeratorul. Păi stați un pic și nu v-a răspuns Comisia de Circulație. Păi nimeni n-a ajuns la ei, nu înțelegi. Păi acolo trebuia să ajungă. Bun, și e vina mea de cetățean că n-a ajuns? Păi nu, da. Eu m-am dus la consilier, le-am ridicat problema. Și ați vorbit cu președintele Comisiei de Circulație, că e consilier local acolo. Dar nu înțelegi că n-am ajuns. Nici o petiție n-a ajuns. E o problemă care undeva se blochează. Pentru că nimeni nu s-a gândit vreodată la consiliul local că trebuie să ajungă petiții și la ei. Doi, nu au program de audiență. Și întreabă ei, de ce nu aveți program de audiență? Păi discutăm, lăsați-vă bine cu vrăjelile ăștia că discutați voi cu cetățenii și deloc. Că v-am văzut și prin consiliul nu deschideți gura. Așa scrie un raport și în rapoarte de activitate. Am discutat cu cetățenii, unde? Am participat la... Ați fost de multe ori la primăria Târgu Jiu, da? Ziua orașului. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, unde este biroul de audiență pentru consilierii locali? Nu există. Păi eu asta am cerut. De ce nu avem? Nu are decât secretarul, viceprimarul și primarul. Domnul meu, Consiliul Local este o entitate separată, da? Este instituția, să zicem așa, care bugetează primăria și direcțiile subordonate. Eu, cetățean, doresc de la Consiliul Local, nu de la primar. Nu cred că în ultimii 20 de ani un consilier local a ținut vreo audiență. Domnule, dar nu e problema mea ce au făcut ei până acum. Problema mea este ce vor face pe viitor. Punctul 2 a fost, vă rog să-mi răspundeți și mie, discutând ca un cetățean cu alții, cum este posibil ca documente întocmite de funcție. Eu i-am făcut aici un serviciu primarului, că am adus la cunoștință că are o problemă. Așa, aici e un capitol documente, sensibil. Da, documente întocmite de funcționarii publici, funcționari publici cu examen ai primăriei, să intre pe mâna unui angajat de la cabinetul primarului care nu are ornis, nu e funcționar public. Și nu. Dați-mi un exemplu. Nu vă pot da. Sunt alții care trebuie să le vadă documente care nu trebuie să... Toate mapele intră prin acele doamne de acolo. Da? Nu intră printr-o secretară angajat funcționar public, ci prin cele două, da? Și trei, cel mai dureros, păi dacă eu stau la masă și numai eu, eram 7-8-10 și îl sună pe unul lângă noi, uite, intră cu tare la primar, o dată, de două, de trei, bă, de șapte, de nouă, băi, frate. Nu stați un pic, de să luăm de la capăt. Deci ce sunt certificate? Sunt tot documente, ce înseamnă hârtii. Sunt documente cu caracter secret. Poate să fie și secret de serviciu. Târgu Jiu? Sunt. Are ornis primarul. Okay. I-a mai atras o dată atenția că s-ar putea să rămână fără el. Și de unde știți că ajung la persoane care nu dețin certificat? Din vocea publică. Bun. Și a doua, cum... A doua de ce documentele? Dumneavoastră sunteți funcționar al primăriei, da? Trebuie să-mi dați mie primar. Domnul, discutăm ipotetic, da? Trebuie să-mi dați mie primar. Ce caută a treia persoană care nu e angajatul primăriei să pună mâna pe hârtiile mele? Dumneavoastră în dialogul cu mine? Cum nu este angajatul primăriei? Păi nu este angajat. Celebrele domnițe de acolo nu sunt angajatele primăriei. Sunt ale cabinetului primarului. Nu contează. Contează foarte mult, domnul. Păi au și la atribuțiuni de serviciu, au niște... Au vis-a-vis de primar și de colaborarea cu primarul. Nu de documentele lui ăla de la... Domnul Calagea, nu au cu primarul Marcel Romanescu, au cu instituția primarului. Cu instituția primarului, să ne înțelegem. N-are ce să caute un document de mobilizare, de exemplu, sau ce este secret, să ajungă la
doamna aia să-l sune repede pe șeful ei. Bun, și cine pe cine și sună? Și am cerut Consiliul Local. Da. Vă rog să faceți o comisie. Eu asta am cerut Consiliul Local. Faceți o comisie. Vă rog să verificați. Aștept răspunsul dumneavoastră. În 30 de zile îmi comunicați dacă ați făcut sau nu comisie. Nu faceți, mă adresez instanții pe obligația de a face. Da. Bun. Și cine pe cine suna de 7-8 ori că a intrat la primar, că a intrat la primar? Păi n-ai văzut, am pus pe Facebook-ul meu cine conducea primăria. N-ai văzut un oarecare domn conducea primăria Târgu Jiu la 20 de aici? A recunoscut el cu mâna lui și cu vocea lui. Din primărie e? Nu e angajat. E din afara primăriei? În afara primăriei. Am înțeles. Iar funcționarii din primărie îi cunosc pe unii de foarte mulți ani. De când unii chiar dinainte de revoluție. Dom'le, nu se poate să-și bată joc de noi în halul ăsta și să se plângă tot ei că noi nu ne facem treaba. Cine își bată joc de ei? Celebrii angajați de la cabinet. Un comportament din ăla execrabil față de ei, să plâng oamenii. Dar, până la urmă, e treaba celui care i-a ales. Eu am cerut Consiliul Local să analizeze. Dacă consideră necesar, fac comisia. Nu consideră necesar, nu o fac. Eu o să dau un răspuns. N-am apreciat. Asta o să o pun la vot. Și n-am făcut-o. Eu voi decide dacă mă adresez la o instanție. Pe cealaltă problemă... Și ziare, ce ziare ați împărțit? Stai că ajungem și acolo. Sau de ce ați împărțit ziare? Nu e de ce ziare. Păi dar spui și ce ziare? Da, dar de ce ați împărțit ziare? Deci a fost o chestiune simbolică pentru a combate opacitatea din acest moment din primărie. Cu ce să spală geamurile? Ca să fie lumină și transparență? Nu, acolo ne-a jignit. Păi de ce v-am jignit pe voi? Pentru că ați sugerat că ziarele nu sunt bune decât la spălat geamurile. Nu, ziarele care le-am dat. Că le-am dat câte 10 din fiecare, nu câte 1. Ca să zici că am genit un anumit ziar. Nu, le-am dat câte 10. La... Deci să vedea clar că... Nu conta ce ziar. Nu mă interesează. Le-am dat câte 10, așa mi-a venit. Orice ziar. A zis că da. Luați ziarele ca nu, să ștergem geamurile. Nu. Stai să ne înțelegem. Ziarul era foarte sugestiv. Deci odată era de folosit geamurile la opacitate. Deci ne-a dus hârtie igienică, de exemplu. Nu se folosește la spălat de geamuri. Nu se poate. Pe ce trebuie să ducă? De ce nu mai spală geamul cu ziare? Adică nu, acolo am simțit-o angajatele ca pe o jignire la adresa... Angajatele primăriei. La adresa jurnalistului. Angajatele primăriei. Uită-te la ele să vezi, spală geamul în acest moment cu... Și pe la toate școlile din oraș spală, nu cu raclete sau cu ceva, au pur pac. M-am gândit nu contează, da. Și doi, le-am rugat să termine odată cu circul ăla de sabotaj. Pentru că ideea cu sabotajul a apărut și s-a creat din campanie. Celebru strateg și cu ea 2-3 care erau la Vizuina H. Dar cine e Vizuina H, apropo? Ce este Vizuina H? Locul în care se întâlneau... Este ce au zis și a apărut în spațiu public? Un bar? Un bar în care se întâlneau și PSD și peneliști. A cărei denumire... N-ai înțeles? H? Da. E acolo, da. Pe lângă tribunal? Nu, e pe aici. Ah, da, pe aici. Da, da, pe, mai pe aproape. Mai Gheorghe Doja. Da. Dar se întâlneau și pe și PSD și peneliști și puneau la cale tot felul de scenarite. Cu sabotaj din campanie și făceau griji. Sunt foarte dezamăgit de niște comportamentele unora care nu realizează că ei de fapt nu reprezintă în acest moment decât o deplasare de la normalitate. Frate, ați făcut o campanie, Târgu Jiu a votat anti-PSD, deci votul a fost anti-PSD, să nu mai spună cineva că l-a votat pentru că e frumos, da? A fost în Belgia în ultima perioadă? De ce sunt? Am trecut prin Belgia. Da? Îmi spun colegii că ne urmărește cineva și din Belgia pe Facebook. Nu știu, da. Am fost acum vreo lună, când am zis? Când am vrut cu dumneavoastră, când am fost plecat în Anglia, da? Acum vreo lună, am trecut prin Belgia. Vedeți că lăsați urme pe unde vă duceți. Bă, dar fii atent, spre rușinea mea n-am oprit, doar am plătit o taxă de autostradă. Și oamenii la ieșirea, la intrarea în Franța, acolo am oprit. Avem și știrea cu primarul, dacă dumneavoastră nu vorbiți despre primarul din Târgu Jiu, urmărim noi știrea. Să termin și eu ce aveam de spus, acum iar nu mă lași. Deja trecut prima parte din emisiune. Dar lasă-mă să termin cu ziarul, da? Ziceți cu ziarul. Și am rugat-o pe celebra domnișoară care tot raportează cui nu trebuie, cine intră la prima, este jenant. Dar cui raportează? Deci nu cu cui nu trebuie, cui raportează? I-am comunicat. La purtătoarea de cuvânt vă referiți? Bineînțeles. Dar a recunoscut în fața mea că eu sunt Varvara, nu? A zis nu în fața mea, nu. Ascultă-mă, nu. Nu, eu. Deci eu am spus. Dar, doamne consilier, a înțeles Varvara. A avut reacție, a fost purtătoarea de cuvânt. Nu. Prima a fost o consilieră lângă care stăteam și a întrebat, dar unde e Varvara? Chiar n-a înțeles Varvara, a înțeles Varvara. Da? Unde e Varvara? Cred că e așteptat pe băieții aștia de a fost la armată de cântă prin parte. Doi, Edi Gălăgie a fost următorul care se ținea după mine de râs.
El era cu fanfara să dea răspunsul. Și ce, domnule, eu n-am primit răspuns. Nu știu, de ce n-au ajuns petițiile? Unul m-a întrebat, bă, de ce n-au ajuns petițiile la noi? Ce, doi viceprimari? Stai să vezi. Au zis ceva, nu mă interesează ce a zis Eduard la unul dintre viceprimari a zis, Adi, tu care ești Varvara, ce ai de zis? E numele meu de scenă. Îi răspundea lui Ede și dumnealui până m-am apropiat cu ziare, că nu i-am dat ziare, că știa de ele și n-avea rost. Nu. Dar de ce trebuie să n-a avut nimeni nicio reacție? Nici viceprimarul Aurel Popescu, nici Adrian Tudor, nici Marcel Romanescu, nici domnul Jianu, secretar. Domnul Aurel Popescu chiar a vorbea la telefon, avea nicio treabă cu tabloul acela. Ba da, nu. Credeți că dacă era domnul Cârciumaru primar, ca să-mi chem așa într-un ton optimist, vă ridica poliția în două minute din sala de consiliu? Păi era comandantul poliției. Acum. Pentru ce să mă ridice pe mine poliția? Păi nu știu, suna la 112 și zicea că a venit un cetățean care... A venit un cetățean care a ridicat o problemă. Păi știe ziare pe aici. Da, și care-i problema? Le-am aruncat pe jos. Nu se încheiase. Când s-a ridicat domnul Gherghe să spună declar, eu am spus, am de ridicat o problemă. Nu era închisă ședința. Nu, domnul, era la diverse. Poliția. Pentru ce să mă evacueze? Pentru tulburarea acelei ședințe. Care tulburare, domnule? Când a zis declar, eu am intervenit. N-a apucat nici să zic că nu declar. Nici se termine fraza, domnule. Dar dacă era domnul Cârciumaru primar, suna la 112? Nu. Nu suna? Păi nu știe carte, el nu știa ce am vrut eu să spun. El nu. Cum adică nu știe carte? Nu știe, îți garantez că decât la doctorul Minerit. Domnul am urgăminte. Domnul, la capitolul ăsta al petițiilor nu știe. Păi 1-1-2. Cu toate vreodată trebuie să știe. Deci încă o dată, domnul, dacă suna la 1-2, în secunda 2 reclamam că nu era niciun caracter de urgență, să te amende că invoc pe maica domnului acum la ce ziceți dumneavoastră. Este președintele Comisiei de Administrație Publică din atunci Senat. Atunci se răspuns public de ce la Administrația publică se ocupă petiții. De ce la Târgu Jiu Consiliul Local nu are regulament de funcționare, nu are program de audiență. Se ducă la Motru să ia lecții, se ducă la Rovinar să ia lecții și la alte orașe. Faceți o sesizare la avocatul poporului atunci. Ce treabă am? Eu am făcut Consiliul Local, eu n-am treabă cu... Păi sesizați că vă îngrădeți drepturile. Așa, și o doamnă consilier fost viceprimar ne spune, mai faceți din nou dacă nu v-a venit. Consilier fost viceprimar, doamna Vână? Dar te rog frumos să nu mai spune, deci eu am luat decizia să numele, că fac valoare. Gata, plus valoarea s-a terminat, e minus valoarea acolo. Deci nu vorbim despre... Doamna Vână v-a catalogat acțiunea dumneavoastră ca fiind un circ. Circ? La Radio Infinita. Deci ce se întâmplă? Atât poate gândi dumneai. Ce să-i explic altceva? Deci m-aș bucura să vină 1000 de cetățeni să-i facă circ din ăsta, să o învețe, nici să nu mai întârzie la alea, să-și... Nu, vă n-ați văzut că n-am vrut să o șignez, dar a venit întârziată, săraca, a apucat să se îmbrace cum a putut. Nu, dar a venit întârziată. Șignit-o. Cu ce am șignit-o? Cu rochia. Păi de ce am șignit-o? Nu se fac chestii. Ba da, să-ți explic de ce. De ce? Păi ea nu m-a șignit pe mine. Păi a fost viceprimar, ea nu, de ce nu știe că trebuie să-mi dea răspuns la petiții? Dar dacă ar ști ea cine a făcut poza din spatele ei, îți dai seama ce palme și-al da. Un coleg de partid? Deci atâta spun, dacă ar ști. Eu am primit-o de la cineva care a primit-o de la altcineva. Deci un PSD-ist a făcut poză. Păi da. Da, trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva momente. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit?
Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe bar sau o rețea de catering? GM ProfiQuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM ProfiQuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Am revenit la emisiunea noastră, să urmărim și materialul pe care vi l-am promis din prima parte, material în care apare primarul Marcel Romanescu, primar despre care Viorel Caragea nu mai declară nimic. Îmi doresc ca să zic ceea ce îmi doresc de zi cu zi, multă sănătate și putere pentru a putea să realizez tot ceea ce mi-am propus. Și o familie aproape de mine, familia mea, care m-a susținut și care mă susține în continuare. De dimineață, fratele meu și angajații m-au primit în ședința pe care am avut-o la ora 8 cu un la mulți ani în cor transmis de către toți cei care erau prezenți la acea ședință. Tot astăzi, un alt lider politic și-a sărbătorit ziua de naștere. Este vorba despre Nicolae Davițoiu, care a primit urări de bine din partea apropiaților pe pagina sa de socializare. Da, într-adevăr, iată, l-am văzut și pe domnul Nicolae Davițoiu. Ambii sunt la această oră conectați la eveniment, desigur. Unul pe insulță, unul în parc, ca să nu cumva să... I-ați urmărit și... Nu, da, de ce? Eram la... Nu, dar am fost invitat și eu în parc și a sunat organizatorul. În parc își face domnul Romanescu ziua? Nu, domnul Davițoiu. Nu, la domnul Davițoiu. Domnul Davițoiu. Și a sunat să invite pe cineva, organizatorul domnului Romanescu, că n-a sunat el, să invite pe insulă. Și ați fost invitat acolo? Nu. Dar vă duceți? Unde să mă duc? Pe insulă. Nu, ce se caută? Nu vă spuneți că Eugen Măruță să duc pe emisiune? Păi eu nu ziceam cu primarul. Doar Eugenie. În modul la evenimente neinvitat, niciodată. Absolut niciodată, decât cazierist, în rest nu. Da. I-am urat de dimineață, i-am transmis un mesaj. Poate doar să facem o știre pe Monden, altfel nu. I-ați transmis domnului Romanescu mesaj privat pe... Nu, pe Facebook. Ah, pe Facebook, da. Și așa i-am transmis. Și pe mesaj pe Facebook, la mulți ani, sănătate și putere de muncă. Da. I-am transmis și... Mai avem o știre foarte interesantă, dacă ne pregătesc ai noștri colegi să o comentăm, pentru că cea legată de romii cu datorii la stat, dacă este gata... Am zis că nu comentez, dar pot să spun totuși ceva. Așa. Ai văzut cine a spus că l-a felicitat primul? Mentorul. Fratele său, nu familia. Dar nu are legătură. Cum să n-aibă? Prima dată nevasta te felicită.
fratele... Deci am rugat minte, te rog frumos. Nu încerca tu să te dai mare șef acasă, că prima tot doamna este cea care zice la mulți ani. Păi da, familia... Păi dumneavoastră de unde știți că nu i-a zis doamna? Păi doamna, ai văzut ce a spus? Păi dumneavoastră, da, era acasă, de prima dată ai de acasă și după aia prima... Când a ieșit din cameră... Sora dumneavoastră vă sună, nu? După ce vă felicitai din în casă, vă calcă pe acasă, nu? Picioare de acasă acolo. Sunt acolo. Aia nici nu se mai vă pun la mulțean și în afară vă sună... Eu ți-am spus, vezi, ai văzut totuși cine e primul care are grijă de... E normal. Da. Mie nu mi se pare nimic anormal. Și mie mă bucur. E anormal. Mă bucur. Din casă îl felicitați. Dar nu mă înțelegi, eu mă bucur că are grijă de dumnealui. Chiar mă bucur. Avem și știrea pregătită, o știre care, iată, o putem scrie în fiecare lună aproape sau în fiecare zi, o știre pe care tot o dorim să nu mai vedem la Târgu Jiu, dar iată de 20 de ani, cred că este această știre valabilă și nu se mai schimbă niciodată. Se schimbă doar cifrele, nivelul datoriei cetățenilor despre care se vorbește în această știre. Așa? Să o vedem. Pentru impozite și taxe că avem probleme mari. Sună și spune să vină urgent ca țară. Nu să mai vină, e la muncă. Să ne dea bani. Make to, can you to go, să-l trebuie de ea. Spune, să spună că ție. Că la mie. Hai, repede. Salariații Direcției de Taxe și Impozite din Târgu Jiu, însoțiți de un reprezentant al comunității rome, au luat la pas cartierele răuplatnicilor. Am hotărât să intrăm la fiecare familie, pe fiecare vinere din săptămână și să putem împreună cu... colegul cu vicele președinte a organizației Uniunea Romilor Creștini din România. Sunt liderul organizației și Direcția de Impozite și Taxe a făcut o adresă de cerere în sprijin ca noi să sprijinim instituția pentru a recupera din fiecare familie după posibilitățile fiecăruia, pentru că știm situația în care se află cartierul, nemai având locuri de muncă, nemai având societăți comerciale, nemai având nicio posibilitate de venit. Suma pe care Direcția de Venituri din Târgu Jiu are de recuperat de la târgujieni se ridică la peste 5 milioane de lei. Creanțele cele mai mari provin din rândul romilor. Chiar și astăzi, în acest moment, în aceste cartiere, avem o colaborare bună cu reprezentanții cetățenilor de etnie romă care ne însoțesc, ne sprijină în vederea încercării de a ajunge cumva într-o linie dreaptă, să spunem, de conștientizare, deși facem acest lucru de mulți ani, dar, într-adevăr, acum sunt probleme deosebite în aceste cartiere, sunt case care sunt abandonate, închise, oameni care sunt plecați în străinătate, oameni care nu au nicio activitate în desfășurare și pentru care achitarea impozitelor este foarte dificilă. Constrânși de situație, unii romi au scos ceva din buzunar, însă alții au promis în continuare că își vor achita dările la ghișeu. Duc câte un milion, Le duc din bani și când îmi pică bine, dacă scade impozitele astea, dobânzile, încep să plătesc de 3-4, de 3-4 și mă scăp. Dar așa, dacă am dobânzile mari, astea, comisioanele alea mari, nu pot să le plătim toate. 500 de mii. Reprezentanții primăriei spun că romii sunt restanțieri și la plata amenzilor de circulație. De fiecare dată se plâng că nu au banii, însă îi dau de gol mașinile de lux pe care le conduc. Am revenit la emisiunea noastră, iată știrea despre care vă pomeneam, peste 1 milion de euro datorii la bugetul local din partea comunității rome. Ne întrebăm... Una din comunități. Stai să ne înțelege că acolo arăta doar una meteor, din comunități. Meteorul, da? Unul, nu înțeleg. Ne întrebăm unde sunt banii pentru investiții la nivel local. Uite aici. Păi stai, dar mai avem 180 de miliarde în cont. Care ne cheltuiți la primărie la ora actuală. Atât de bine e organizată și merge treaba în primărie că 180 de miliarde. Iar cele direcțiile care pot lucra n-au bani. Deci, cred că e pe o jumătate de an bugetul de lui Edilitara sau plus direcția de patrimoniu, 180 de miliarde. Și bugetul de salarii. 4 milioane de euro. 4 milioane și cu ăsta de la, din Meteor, 5 milioane de euro. Da? Bani. Bine, ăsta e pe vine. Asta e la anul și la nu înțeleg două lucruri. Ăștia au 20 de camere în curte. Stai, dragule, cum dar adică? Nu înțeleg un lucru. Nu prevede legea executarea silită? Nu prevede, că n-au de niciunele. N-ați auzit? Domnul, păi vinde-i porțile aia, tu n-ai văzut ce porți are. Ba da, era metal netopit acolo. Alo, domnul, scuză-mă că am folosit cuvântul alo. Se vândă porțile alea care-s 20 de am văzut, erau netopitele, am văzut și eu. Că e o poartă din aia, făcută așa. Vreo 10 milioane. Vinde televizorul. Păi da, stai să ne înțelegem, dacă spune executare silită, doi. Păi nu mai apare candidatul în casă, dacă îi vine trezor. Prevede 3 ani. Păi aia are mă surprins. Nu,
nu? Stai puțin la, să la asta e vorba de 5. Lasă-mă să-ți explic. Da, 5 ani. Da? La, asta vreau să spun. Codul civil e 3 ani, da? La unele. În cazul, că nu știm de la ce sunt. Da. Că ai spus că și amenzi și ele, da? Da. În cazul de față 5. Păi ce a făcut 5 ani? Anul îi vindeai poarta mică, la anul poarta mare și să vezi cum scotea banii. 2. Nu înțeleg prezența lui un ministru acolo. Păi el a fost înainte în campanie cu PSD-ul, acum s-a dus să dea 50 de lei, jenant. Păi ea să stea acolo, au mașini în curți, da? Au, televizoare, dar porțile alea sunt o grămadă de bani. Dacă are 10 milioane impozite, le vinde cu 10 milioane. Ia să-i vândă porțile alea care 50, au garduri de 50-100 de milioane, să le demontează, să le vândă. Executor frumos! Să vezi că aude după aia cum, păi mai vezi pe vreunul că stă cu porțile alea imense de cetate? Tot în materialul se spunea că nu au bunuri pe care să le execute. Păi nu ai văzut că erau porțile alea? L-am văzut și am văzut poarta netopită, că ei au topit ani de zile multe lucruri. Vă întrebați de ce? Și zicea Eugen Măruță că această știre, să stea acolo. Că această știre se repetă. O putem să dăm și mâine. Până și mâine să o includă în buletin. Pentru că nu o scoate nimeni la pensie, nu o dă nimeni afară. Adică, dacă la începutul anului, cât îți impozitezi taxele acolo? Nu știu, 50 de milioane, cât sunt acum. Da, și la finalul anului, gradul de colectare este 0,1% sau 1% maxim. Păi, în condițiile astea, ea mai poate fi menținută director acolo? Hai să-ți explic. Dacă nu ți organizezi activitatea, trebuie să pleci acasă. Sau pe o funcție de execuție. Înseamnă că nu deci, ești bun director al direcției respective. Pot să spun ceva? Vă rog. 50 de milioane sunt de ai spus că sunt de recuperat, da? Știi care e problema? 50 de miliarde. 50 de miliarde, scuză-mă. Da? Problema e nu că nu le colectăm. În bugetul pe care îl prognozează în acest moment nou primar. Nou primar trebuie să-și prognozeze un buget pentru anul. Are inclusă și suma asta. Exact. De la București ți-o dă. Nu-ți mai dă banii ăștia. Băi, frate, colectează-ți de acolo. Deci bugetul de la anul va veni mai puțin cu 50 de miliarde pe un cartier. Nu? Sau pe tot orașul, că n-am înțeles nimic. Un singur cartier. Romii din Târgu Jiu. A fost o știre cu o lună, că nu știu ce acțiuni va face direcția de taxe și impozite. Da, ca idee. Și acolo, și așa e foarte mult. 1.100.000 de euro e mult. Nu, e vorba de toată comunitatea de Romii din Târgu Jiu. Și de acord și cu asta. Dar, repet, vine bugetul de la anul viitor cu amenziile acestea, vine cu ce spun ei, cu impozite necolectate, vine mai puțin. Deci dacă primăria Târgu Jiu își prognozează un buget și solicită guvernului României, care face bugetul în această perioadă până în iarnă să-l aprobe, da? Să zicem că cere 1.000 de miliarde sau 2.000, în acest moment va veni cu 50 mai puțin. Domnilor, din punctul meu de vedere, știți cine este responsabil de această problemă? Capii primăriei Târgu Jiu, care țin cu fundul pe scaune și la căldurică la 7 ghișee, 12 femei și nu îi le trimit în teren. Dar cine a făcut informarea să colecteze banii de la oameni? Pot să te întreb și eu ceva? De la... Ați făcut vreodată o solicitare de curioși așa direcția acesteia? Bă, frate, câte deplasări în teren ați avut, mă, fiecare? Păi nu, că ei au ghișee, nu au deplasări în teren. Nu mai înțeles, când vezi că ai o problemă. Au multe ghișee. Fac și teren. Câte deplasări, câte executări? Mai facem încă 3 ghișee la direcția impozite și taxe, că așa atât îi duce capul acolo. Dar dacă vedem că e în executare. Nu cumva e o problemă politică la mijloc cu această comunitate de romi? Păi nu e politică, nu cumva, e cert. Păi dacă președintele PSD-ului de acolo, Ion Ministru, Mihai Ion zis Ion Ministru, un băiat deosebit, când eram copii, era favoritul domnului profesor Longin la carturi. E un tip deștept așa, să știți, chiar dacă este fără niciun fel de supărare, era favoritul profesorului, că pe timpurile alea străvechi, pe timpul Ceaușescu, când făceai parte din loturile județene de carturi, de la tăia să înveți și carte, că nu primea corigent sau așa mai departe, trebuia să sport. Te faci era acolo. Era preferatul profesorului? Din când în când profesorul mai avea câte un dinte de aur? Nu avea niciodată, nu exista, era. Uite, nu vreau să-l jignesc, dar să ții minte, îl trimitea la concursul, i-a cumpărat tenis noi profesorul. Dumnezeu să-l întrebare, din v-ați plătit impozitele pe anul ăsta? Mai am de plătit cu o rată. Claudiu, ți-ai plătit impozitele? La nu, mi-au luat din salariu, deci sunt zero. Mi-am acordat. Sunt cetățean în model. Am plătit atunci în campanie ce a fost la zi și acum mai am o rată. Am plătit din... Și la coadă pe 3 ianuarie cu pensionarii, nu? Nu 3, cred că pe 4-5 am fost acolo. Așa, ca un prost. Că puteam să stai... Păi uite așa că sunt prost. Nu, am plătit de falcat. Cetățean model.
Da, foarte bine, mă bucur. Și eu o să cer la anul, nu știu, să văd... Ca să fie mai multe porții în plus la ziua vârstnicilor. De asta m-am dus să plătesc. Și la ziua vârstnicilor... Și fasole acum la 1 decembrie. De asta am plătit impozit. Așa. N-am înțeles niciodată de ce nu oamenii ăștia n-au. Nu au, nu au. Păi tu n-ai văzut, bre, ce porți au? Ceilalți de ce au? Eu stau la bloc, eu nu stau la casă. Cum adică să stai la casă și să spui că nu ai? Este incredibil așa ceva. Știi cât costă o pereche de porți din alea de-ai văzut acolo? Adică 1000-2000 de lei, nu știu. Metru liniar. 1000 de lei? Da. Păi din ce să... Din oțel, din ce să fie? Făcute, că nu din platină. S-a dus de prin Ucraina, florările făcute... Sunt... O prostie, da. Nu, ascultă-mă. E 1000 de lei metru liniar. Deci e real. Deci au împrejmuirea făcută. A costat niște bani, cred, împrejmuirea aia, nu? Aoleu, Doamne! Un gard din ala e câteva sute de milioane. Da. Zid sau metal? Păi nu, și zidul tu ai văzut că e tot în marmură. Da. Sau un... Domnule, la marmura nu poate fi vândută, valorificată. E marmură. Domnule, adică orice poate fi vândut, domnule. Dar asta n-am înțeles. Domnule, are o casă cu un palat cu 20 de camere și te duci la el și spui, domnule, n-avem ce să-i vindem. Păi atunci să-i dea ajutor social. Păi aia e mare problemă. Chiar sunt curios cât au ajutor social. Mai ajutor social și alimentele alea date de Uniunea Europeană. Au venit exact unii cu Merzanu într-un an, dacă ții minte, să-și zice. Da, vin în permanență, acum vine tirul direct acolo. Le aduce cu tirul și cu Dumnezeu. Dar chiar nu se ocupă nimeni de... Păi nu au mașinile matriculate în România și nu figurează cu ele. Sunt pe Bulgaria sau bulgăroice. Primesc acele ajutoare și pot să vină cu Mercedes de ultimul timp. Să spun totuși ceva. Să-și ridice făina și ulei. Deci sunt oameni săraci, e adevărat. Dar tocmai că ăia săraci își plătesc impozitele. Aia vreau să spun. Dar nu există, toate firmele sunt cu sediu pe Meteor. Păi tu când i-ai dat acceptul că firma e pe Meteor, cum i-ai dat dacă e grăvată? De ce ai dat certificat de negrăvare? Păi nu, că acum la Registrul Comerțului se face, indice adresa, distinție. Strada Cutare, da. Numărul 48, da? Camera 1. Așa da. Este acum da, la Registrul Comerțului. Da, dar știi că impozitul este diferit. Aia e baia, da. Păi da, nu, trebuie să ai, zonă, să ai contract de chirie dacă nu e a ta casa. De nu, se face un comodat. De comodat, cu gratuit. Da. Nu contează că e gratuit. Da. Dar vreau să spun, e un contract, da? Deci un titular există al locuinței respective, iar impozitul vine pe locuință. Da, sunt modalități, nu ne pricepem noi la asta. Sunt oameni plătiți pentru asta. Cum recuperează primarul Romanescu? Mă rog, primarul Romanescu. Primarul în funcție, cum recuperează banii de acolo? Sau bine alege? Că nu mai vorbesc de domnia sa. Păi nu, am zis primarul în funcție. Dacă sunt directul la impozit, ești taxe, cum ați luat banii de acolo? Cu mascații sau cum? Ce mascați, domnule? Poliția locală. Funcționarii ar sta acolo până când ar veni cu banii. Scurt. Romanescu trebuie să facă grafic în funcție cum te-ai spus tu cu directorul. Zici și noapte. Nu. În timpul programului, scurt. Bă, de ce n-ați adunat, e treaba voastră. Target la șef, grad de colectare. Ai sub 10% au... Stai puțin să te întreb. Păi, dar ei n-au acolo. Domnul, stai să ne înțelegem. Indicatorul lor de performanță este gradul de colectare. Ce păi nu există indicator de performanță. Păi cum să nu există? Are calificativ anual. Păi în cazul în care de la an la an nu e îndeplinit, nu există. De 20 de ani nu există. Domnule, nu există bine, indicator. Dacă rostogolește la an la an datoria asta de 1 milion de euro, cum să existe? Păi poate are prea mult bun simț. Trebuie să schimbe bunul simț, să treacă la executare. Păi și femeile dracu de n-ai imagini pe lângă. Păi nu că se trece la executare în cazul în care ai salariu. Se duce și zice n-are nimic în curte, n-are decât un palat cu deci două. Deci dacă ai salariu nu-ți mai trimite nici somație. Băi, mai lasă-mi că ce ai curte, ai văzut câtă gardul are. Ia-i gardul ăla și du-l colo la finanțe, la vânzare. Păi și cine-l vinde? Cine are curaj din primărie să facă asta? Păi stai puțin, ce păi vine alegerile în 2020. Și care e problema că vin alegerile? Păi se duce tot mandat, tot la mulți ani. De votare. Este cele mai fidele secții. 3 secții de votare. Deci hai să nu blamăm în cartiere întregi pentru 50 care nu știu. Domnule Meteor și Obrezia sunt cele mai fidele la vot. Cifre. Da. Domnule, a câștigat domnul Aurel Popescu 4 secții de votare. Este adevărat? Dintre care 3 în cartierele de romi. Și atunci da. Greșesc? Nu. Dumneavoastră ați câștigat o secție da? A 5-a și restul a câștigat Marcel Romanescu. Da. Dar vorbim de cele 4. De cele 3. Pe Romanescu nu-l interesează la 3. Deci 3 secții de votare. Romanescu, dacă vrea să-și crească acolo a câștigat. Deci încă o dată, Romanescu, dacă și așa n-a vrut să intre în cartierele de romi. El n-a intrat în cartierele de romi și a spus, domnule, nu merg, că poate au probleme. Dacă ok, renunță la alea 3 secții, nu ia niciun vot de la aia neplătitori, dar câștigă mai multe voturi la aia care și-au plătit până acum impozitele. Bă, frate, uite, ai pus și pe aia să plătească. Păi bun, și cine să facă treaba asta? Păi cu cine? Eu care îți plătiți acolo.
Ia uite de acolo câți angajați are Direcția de Patrimoniu, Direcția de Taxe de Venituri Publice. Am uitat într-o seară, am și vorbit câți aici, sunt? Am uitat, nu mai știu. Da, te rog, da. Dom'le, la colectare sunt 10, sunt... Nu se poate. Păi hai să vedem, de curios așa, cât colectează ei, ce salariu au. De fără, frate, dacă vezi că tu ai salarii mai mari decât gradul de colectare al lor. Dar acum legea e de voie. Munca în folosul comunității nu există? Păi pentru ce? Transformarea amenzii. Nu, nu, numai la amenzi neplătite. Stai să ne la amenzi, la amenzi, de exemplu. Că sunt da. Și amenzi. Păi nu știi ce amenzi acolo. Bă, sunt destule. Păi crezi că pe tot se execută ca pe Claudiu? Fii atent la mine, nu, că nu la toate. Nu-s toate ăla rutiere nu se transformă. Sunt o grămadă de acțiuni pe rolul instanței inițiate de primării din județ pentru transformarea amenziilor. Dar voi ați văzut vreodată pe cei care sunt la această categorie care trebuie să muncească, i-ați văzut vreodată pe stradă? Nu am văzut nimic. Niciodată. Dă-le, frate, o veste pe ei! Nici de la dezăpezire nu i-am văzut. I-ai văzut pe aia de la 416 vreodată pe stradă? Nu. Are un serviciu primăria asta. Să vopsească o bancă, nici nu știu când vopsesc băncile. Dar nu mă înțelege greșile, vopsește diritarea. Ăia sunt la primărie, nu? Nu, au uniforme, au da. Așa, dar nu i-am văzut pe cei de la... Și cu ce se le da, domnul Caragea, uniformă? Cu o geacă, domnule. În folosul comunității? 416, să știi, da? Nu, nu, nu. Ba da, de ce? Domnul este umilitor. Domnul, dar de ce să fie umilitor, frate, tu ai vrut? Păi ajutor, să primești ajutor social e umilitor? Nu, stai un pic. Deci să le dea veste pe ei, dar da. Cum se scrie 416? Nu, le de culoare verde. Sau ce se scrie, muncă în folosul comunității? Nu, sau celula 25? Social. Lucrător social. Social. Ce? Da? E greșit. Și culoarea care? Verde. Vesta cu care lucrează nu e și culoarea verde. Ceva. Păi de ce să nu fie? Nu se poate. Păi da, să nu-i vedem păi deloc. Trebuie să fie echipamentul de protecție echipați. Pentru ei care le dă. Derulează o muncă, nu? Păi trebuie să fie protejați. Vesta respectivă reflectorizată sau o salopetă care e echipament de protecție, dai de o culoare. Nu are cum, îl trimiți în training. Îi vedem acolo la roz bombon, să te ia de la 416. La verdele turbat al vântului polar care vine, da? Sunt aia care nu și-au plătit amenzile. Da, mi se pare corect. Domnule, ăștia sunt aia care n-au plătit amenzile, uite. Da. Nu este, cum trasează, deci jurisprudența ce doar interzice domnul, chestiunea asta. Domnule, până interzice, face apă, nu se poate așa da, ceva. Dar pe la situația nu are, e obligat la echipament. Dar să nu vezi deloc? Dar nu e echipament, dar ce se scrie pe spate? Nu scrie nimic, nu scrie nimic. Nu s-a spus să nu scrie nimic. Primăria Târgu Jiu ceva. Am înțeles. Primăria Târgu Jiu verde. Da? Da, da, da. Nu, credeam că asta e o umilință pentru Claudiu. Dar trebuie să le dai un uniforme. Deci îi dă un echipament de protecție. Salopetă. Da? În minerică. Trebuie să-i faci protecția muncii și când mătură. Și dă o mașină peste el. Cine răspunde? Da, corect, corect. Și atunci știi, măia portocalii sunt la 406, păi aia verde bombon. Sau roz bombon. Noi sunt, vorbim de teorie acum că nu îi vedem pe niciunde. Sunt soluții simple. Da. Nici la dezăpezire, nici la curățenie, nici în parc, nu ești pe niciunde. Absolut pe niciunde. Vă spun în 30 de secunde câți angajați sunt la... Deci nu există soluții pentru... Direcția... Pentru colectarea banilor. Cum să nu există? Pentru că sunt o grămadă de soluții. Milionului de euro din... La direcția publică... Există, domne, cum? Direcția publică de venituri Târgu Jiu sunt 71 de angajați, din care funcții publice 68, de conducere 8. 8 șefi? Da, de execuție 60. Fiecare șef câte o stradă, fără să răspundă fiecare... Strade? Au două străzi mari și la Meteor. Nu, Meteor are vreo 6 străzi. Cartiere, două cartiere. Meierilor are Meteor simplu... Mă rog, și așa mai departe. Două cartiere, se concentrează pe ele. Birou, amenzi mai și executări mai silite. Cât sunt? 7 persoane, un 7 șef. Persoane. Aia. Păi hai să facem un calcul. Acum la noile salariu, Claudiu, nu mai puțin, te rog. 8.000 de euro de căciulă. Da, sunt 7.000 de euro. Trebuie să vă spun. Pe luna. E un compartiment, cred că aici, la compartimentul ăsta am făcut eu obiectul. Serviciu constatare, urmărire, persoane fizice. Ăla da. E. 17 persoane, un șef. 17.000 de euro și cu șeful care are 1.500, 18.000 de euro pe lună. Atâta primesc, da. Atâta ne costă primi, poate mai... Nu, stai că atâta e în mână, cred, nu știu. Că e fără impozite. Am fi curios cât are tot salariul și să vedem. Lunar se prezinte primarul să pună public. Uite, frate! Deci, pe această organigramă... Domnul, marea problemă este fuga de răspundere. Da? Dacă voi 17, luați 17.000 de euro, da? Pentru și voi ce? Colectați 1.000 de euro, ce nevoie am eu de voi? Ineficient. Păi nu, cu ineficient, domnule, că dacă dau afară și sunt 3, ca să fie un concediu și 2 la serviciu, dacă sunt 3, economisesc că fie lună 14.000 de euro. Responsabilitatea privind această direcție de venituri este împărțită în mod egal de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu și primarul Marcel Romanescu. Păi e finanțatorul Consiliului Local. Din punct de vedere juridic, nenea care a preluat televizor are vreo treabă cu colectarea impozitelor?
Nu are nicio treabă, Ion Ministru. Ce treabă are cu... Ion Ministru este are angajat... Are voie să pună mâna pe bani? Bă, n-auzi. Strigător la poartă. Și cu... Ion Ministru, din datele mele, este angajat pe la Direcția de Patrimoniu. La Patrimoniu? Sau pe la Școala 5, nu știu, da. E angajat în primărie, Ion Ministru. Da, nu e nicio problemă. Fiecare om are dreptul să lucreze la stat. Da. Dreptul la muncă. Așa este. Dar dacă el era acolo, întrebarea mea este și angajat în altă parte, în ce bază s-a dus? Era în timpul programului sau în timpul... Păi de ăla, nu era al altul decât de timpul programului, că era la... Le-a cerut Direcția de Venituri sprijin pentru, așa a spus acolo. Consultanță, da. Probabil că e o fi la cerebul la birou de lung, care nu există în hârtie decât pe... Și care lucrează la stadionul municipal, da. Și cum sunt plătiția la negru? Păi nu vorbim de 6 luni. Ia plătit și Cârciumarul de an de zil, plătește Jovanescu de 4 luni. Nu, ăia am impresia că au fost au ieșit la secție. Mutați într-un alt... Unde să fie mutați, domnule? Sunt tot în biroul ăla. Compartiment. fizic, dar scriptic. Le-a dat alte sarcini. Ce sarcini le-a dat? Nu știu. Păi dacă ești necalificat la patrimoniu... impozitele. Cum, domnule, cum să n-aibă sarcini? Păi n-au strâns 200 de romi în piața prefecturii? Pentru târgul de... Pentru 13 mese din... Domnul, în seara asta ți-a pus pata pe mine? Nu, stați un pic. E explicat la asta logic. Păi nu, uitați subiect. Nu împărțiți ziare ce faceți dumneavoastră prin Consiliul Local. Domnul Caragea, uitați ăsta cu Direcția de Venituri, este un subiect... Domnule, vrei să spun ceva? ...de exploatat. Și vă mai dau unul pe care nu l-ați abordat. Cum să desfințeze Consiliul Local 13 mese în târgul de haine vechi și să vină în piața prefecturii 200 de romi? Care dracu e logica în cazul ăsta? Dar cum care e logica? Claudiu... Păi cum care e logica? Stai că desfințează 13 mese și vin 200. Domnul meu, stai puțin. Sunt și neacomuri, domnule, între ei. Diversi. Și vorbești, bre, secretarul general al Pro-România, da, prefectul județului, da, și primarul stătea dincolo de gard. Da, nu contează, a fost acolo. Nu conta. Păi întrebarea așa, păi primarul nu și-a văzut angajații că sunt acolo? Păi nu, aici e o problemă. De ce măsura locului? Bun, deci, băi, ia să vedem. Sunteți în programul lui. Exact, dacă sunt în programul lui. Există un spațiu, un târgu jiu, care poate fi folosit în momentul acesta ca și târg de haine vechi. Numai unul! Un spațiu care stă degeaba și care aparține primăriei târgu jiu. Numai unul! Există un spațiu în care s-au băgat o jumătate de milion de euro. Domnul, piața centrală. Domnul, aia va fi nefolosit. Scoasă la închiriere concesionare. Nu mă interesează. Domnul, este liberă, este o investiție aiurea. Domnul, nefolosită. Nu avea tu grijă acolo, care ce se va face acolo, are rolul ei. Ce se are rolul ei. Restaurant, ce se face acolo? O cârciu? Vedem. Ai răbdare, n-ai văzut că acum vor să o scoată la licitație. Fac nunți acolo. Ce l-ai văzut? Să îi pune pe romii acolo. L-ai văzut pe conțăranul tău, duminică, prin piață, Marian Paharnicu, cât era de înțanță și în... Doamne. Are el planurile lui cu ea. Și așa e supărat că a scăzut veniturile și încasările de cărnită. Marian Paharnicu? Păi tu trebuie să știi, măruță. E conțăranul lui și al primarului. Din turcinești? Deci cu voi, cu tine și cu primarul, câteva case vă despart unii de alții, numai tot da la întors. Marian Paharnicu. BMW-ul? Lume mică, câteva mise. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem cu partea a treia, discutăm și despre transloc și despre poliția locală. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate, mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Ah!
Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect îți dați proastea au. Dar de azi luăm atitudine. Uite! Știi acum e cool să colectezi separat. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Sece Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. Sece Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. Sece Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Am revenit la emisiunea noastră, iată aici în această seară o analiză a municipiului Târgu Jiu din punct de vedere al administrației publice locale. Ce se întâmplă, ce se poate face, care sunt soluțiile? Am ajuns la concluzia că există soluții, dar nu se dorește sau nu se poate. Una din două este clară, dacă, nu, dacă sunt valabile amândouă, atunci trebuie să fie luate măsuri. Cine poate să ia aceste măsuri decât șeful, primarul care a câștigat alegerile și poate să dispună, omul numărul 1 în municipiul Târgu Jiu? Am vorbit despre Direcția Publică de Venituri, necolectat un milion, peste un milion de euro, 1.100.000 de euro necolectați la bugetul local, ne apropiem de finalul acestui an, 1.000.000 de euro neplătiți. Dacă dumneavoastră care stați la bloc nu vă plătiți impozitul, cu siguranță veți primi vizita unui inspector fiscal acasă. Cei care stau și își permit să stea la casă, atenție, o casă cu 20 de camere și cu garduri care sunt evaluate la 1.000 de euro, nu își plătesc impozitele, nu li se întâmplă absolut nimic. Soluțiile se îndreaptă către cei care sunt datori și abilitați prin lege să recupereze aceste sume de bani,
că cu ei trebuie să lucreze, trebuie să se pună presiune asupra lor și să meargă în teren. Acestea sunt soluțiile, există, sunt pârghii legale pe care le au la îndemână directorii din primărie. Vorbim despre transloc, spunea domnul Caragea, invitat în emisiunea din această seară, despre o suprapopulare în zona Tesa la transloc și de un număr redus de șoferi. Măsuri. Și niciun autobuz de 10 ani. Măsuri. Domnul, reorganizare totală. Se poate rezolva problema la transloc, păi cum? Sau nu? O nouă schemă de organizare. De ce nu se face? Păi nu se vrea. De ce nu se vrea? Dacă nu se vrea, păi nu-i domnul Ionescu, domnul, mare șeful Consiliului de Administrație. Avem o nouă administrație, hai să lucrăm cu ea. Păi noi? Păi eu am spus că nu mai vorbesc. Lucrăm noi în emisiune aici, dacă nu se poate. Facem o guvernare paralelă. Din punctul meu de vedere, vrei punctul meu de vedere cu privire la transloc? Transloc, da. Am zis transloc, poliția locală. La transloc e următoarea poveste. Sunt niște deșeuri care merg prin oraș. Deci, stai un pic. Există un proiect, am auzit și eu pe surse, de schimbarea totală a parcului Marcelia acasă, care ce spune prostii. Cine? Seminează un telespectator. Păi ce spus să rămâne că undeva omul? Este, deci nu e pe insuliță. Păi fi plecat, de acolo a fost. Te rog, Claus. Te rog, Claus. Deci, există un proiect. Și ce rușine, de... foarte bine că a fost. Îl felicităm. Asta e o inițiativă bună. Că s-a dus la o socializare de ziua lui cu angajații. Odată, sau prieteni de familie. O dată pe an e ziua. Da, e foarte bine. Da. Era și prima dată. Da, i-am urat și eu la mulți ani. Și era prima dată. Și domnului Caragea la mulți ani. Mai am câteva zile. Toată lumea e născută în octombrie. Oamenii serioși, da. Pe 14 mergem la... 12. Pe 12, pardon, mergem la preajma. Nu... Sau tot pe insuliță. Tot pe insuliță. N-am făcut niciodată pe insuliță. Uite, e un început acum. Nu vreau. Dar de ce nu faceți acum peste drum aici de noi? Ce? A, o altă insuliță mai mică. Vreau, uite, ca să nu vă dau voi ocazia să... să facem poze. Să reclamați. Poate ce, puteți să faceți poze. Eu n-am nicio treabă. Soluții pentru transloc, Claudiu, ca să vedem. Deci, pe surse există un proiect, am înțeles... Că foarte... primarul Romanescu... E de mult proiectul. Pentru... Se tot discută cu el. Ăla cu 38 de milioane de euro. Cu... Da, se tot discută de el. Troleibuze noi, străzi noi. Nu troleibuze noi, este vorba de niște autobuze electrice, deci nepoluante. În Târgu Jiu e un proiect îndrăzneț dacă s-ar pune în aplicare. Din punctul meu de vedere, e una dintre soluții pentru actuala configurare, pentru actuala structură, așa cum, cum funcționează acolo transport, sau externalizarea transportului bun în comun. Deci nu cred că e soluție. Din punctul meu de vedere, ai soluții. Perfectă dreptate. Dar să nu uităm. Păi când noi subvenționăm 3/4 din transport. Păi da, atunci este ok. Vine o firmă privată, primăria subvenționează. Nu mai puțin. Dacă are dacă voie, vine proiectul ăla. Colegul nostru a fost în Brașov, zice că e proiectul ăsta implementat acolo. Cu autobuze mai electrice. Puțin. Sunt și principalii campioni sunt cei de la Oradea. Nu există nivel de transport în comun ca la Oradea. Deci se poate, domnule. Da. Ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, trebuie făcută curățenie totală la nivelul Consiliului de Administrație. N-au ce căuta pe acolo ăia care sunt acum. N-au ce căuta. Primarul de acum, de ce nu face curățenie? Întreabă-l tu, eu ți-am spus că nu mai vorbesc. Păi nu, stai un pic. Mă rog, administrația de acum. Domnul, are o echipă. Nu mai vorbesc, nu înțelegi. Păi cine pe Ionescu să-l schimbe? Nu vezi că a distrus toate străzile, toate stațiile, toate alea. Domnul meu, cât de curând o să cadă stâlpii. Am fost duminică, când m-am oprit cu un băiat cu un nume tot de la tine, de la Turcinești. De acolo sunt de la Turcinești. Bă, frate, cei mai mulți în ultimul timp cu care mă întâlnesc, de acolo sunt. Și nu m-a dezamăgit pentru mine. Și domnul Rușeț tot din Turcinești. Nu, e măritat acolo. Și domnul Ișman tot din Turcinești. Aoleu, te rog frumos. Deci bine că a plecat din Turcinești. Deci nucleul care conduce acum, deci s-a mutat la Negomir, la Turcinești. Un fel de Cluj, așa. Nu. Deci iată. De Negomir, hai să nu vorbim de Cluj. Domnul, te rog frumos, ești prea îndezneț. Un băiat care face parte din grupul ăla hotărât de la PNL, nu-i dau numele că... Turcinești. A, gata, știu. Are din 3 litere, atâta numele. L-am reținut. Și am arătat, uite mă, colea mea și din parc, uite mă, colea, vezi stâlpul ăsta din 4 țevi, 2 sunt terminate. Păi de ce nu schimbam? Păi pe mine mă întrebi. Domne, domnul Caragea, domne, hai să facem ceva că fuge ăsta la PSD-ul. Cine fuge, mă? M-am oprit. Bă, să-mi dați întâi, am spus să-mi uiți telefonul. Pac, eu nu mai vorbesc. Deci nu fac grijă, frate, pic o țeavă din aia. Voi vă dați seama dacă un stâlp din ăla de țeavă, în față, că tot ai tu iubirea asta, văd că cu direcția de patrimoniu, de acolo, de impozite, du-te să vezi
sunt străpunse 70% din țevile alea. Păi, ce, nu știu. Uite, ce domnule, chiar mă duc. Stâlpii aia mari, da, stâlpii de susținere la bază de tot, rețelei de troleibuze. De taxe, da? Cu aia. Păi nu-ți spun în față, păi, dar pentru pică un stâlp acolo. Dacă pică un stâlp unde sunt oameni acolo, direcția de, în față, stâlpul din față. E un bloc acolo, e un bloc. Stâlpul din fața lui este cel mai corodat de l-am văzut de întâmplate, da? Dacă pică unul din ăla, voi realizați ce se poate întâmpla? Un grup de pietoni, orice mașină mică e făcută țândel. Să rupe transportul în comun total. Până nu știți cum e în România, până nu se dacă întâmplă... Dacă le spui, păi nu, frate, că e răspundere pentru actualul până, primar. El asta trebuie să înțeleagă. Frate, care atâta când spune că e o problemă, cheamă și dă-le dispoziție. În România, până nu se întâmplă lucrurile, să moară unii, mor oameni. Vreți primarul ăsta care tot spun că sunt probleme acolo și acolo să dea cu suspinatul că vrea Ionescu să-l vulnerabilizeze? ISC-ul ce păzește, domnule, că facem emisiunea asta a treia oară cu stâlpii care sunt în pericol să cadă. Dar întreabă-i, frate, tu! Inspecția Construcției, nu se că duce... Când m-ai certat la pauză, de ce mai iau? Unde e inspecția în construcție? La Craiova. De la Târgu Jiu. De la gară? Cum merge? Păi și nu e lângă stâlpul ăla? La parterul blocului poliției. Și nu e lângă stâlpul de care vorbiți dumneavoastră? 200 de metri. 200 de metri. Păi nu văd până acolo. Ieșiți, domnule, de la inspecția în construcție, ieșiți mâine în stradă. Bre, mergeți în stânga, du-te să vezi la prefectură, că de la prefectura aia spun în spatele prefecturii. Păi domnul prefect nu iese din prefectură. De ce? Dacă traversează la fotbal la Dolce Vita, pe unde traversează? Cum mai joacă fotbal? Nu juca. Păi se murdărește pe Teneș. Nu știu dacă se murdărește, dar mă gândesc că se gândește. Domnule, se face ceva cu transportul. Și parlamentare. Se face? Deci domnul Caragiu, deci, o externalizare personală, externalizăm nu, transportul. Pe o adiție personală a contabilei șefe de la primărie, din punctul meu de vedere, poate greșesc. Doamna Cristea. Da? Care are ambiția acolo să-i arate cine a fost jupâna lui fostul soț? Da. Nu s-a primit un ban la transport pe modernizare pentru salarii pentru imaginea unii. Orașului. Transportul public e imaginea orașului. Domnule, discutăm de transportul ăsta de amunibut. Vine o tanti în gara Târgu Jiu, se urcă într-un leibu și vede o bombă acolo ambulant. Discutăm de vendete personale pe... Dar transportul public. Pe o bani pentru 80 de mii de oameni. Dăm, frate, alte soluție mie. Externalizarea transportului. Deci la dumneavoastră emisiune discutăm de 10.000 de ori. De oamenii ăia de acolo, în ce condiții lucrează. Păi ca să un șofer, domnilor, am discutat cu celebrele astea consiliere, care vi se pare vouă că s-au simțit deranjate, că le-am dat ziarele ca să tenem capacitatea. Nu știu ce înseamnă pivot la un autobuz, la o mașină, la o rabă, la un camion din ala rabă. Păi, nici eu nu știu ce înseamnă, că n-am terminat mecanic auto. Este un fier cam de diametrul ăsta, dar puțin mai lung. Gândiți-vă ca un fier din ăsta să se rupă cât era de vechi, de folosit și de uzat. Deci așa arată un pivot care intră acolo și... Și de ce ar trebui să știe consilierele primarului, păi ce e un pivot? Nu consilierele primarului, domnul consilierele. De la... Ți-a spus acolo, să nu mai vorbești de primarii. Pentru mine nu mai există. De ce să se supere pe mine Georgel, prietenul meu, care m-a rugat de 10 ori și a spus, bă, gata, termin cu el, nu mai. M-a rugat de ce nu mai vorbesc, să-l las. L-a lăsat, nu mai, da? Dar pe el nu-l lască. Ce se întâmplă? Și ce consilierii local trebuie să știe ce e pivotul? Păi când semnează acolo bugetul. Păi acolo nu-i detaliat, pe pivoți, pe... Păi frate, ce nu mă că sunt comisii de specialitate, Claudiu, îmi pare rău. Sunt comisii de specialitate. Ce caut la transloc? Du-te la teatru! Ca să știi cum trebuie să fie cocul făcut la doamne de vin. Și domnul Lădaru înseamnă că se pricepe la teatru? E avocat. Păi să se ducă în partea la altă. Păi are deja nume de scenă, i-l-a dat domnul Caragea, Edi Gălăgie. Deci se pretează. Nu, stai puțin să ne înțelegem. Edi e un luptător. Pe voi vă deranjează? Edi Gălăgie nu mi se pare de teatru, mi se pare de stand-up comedy. Nu, nume. E de stand-up comedy. De ce, dragule? E de luptător. Edi Gălăgie? Păi, dar cum să nu? Tu n-am auzit de... Băi, tu n-ai profundat istoria, am impresia. Tu nu știi că cea mai mare forță care o aveau erau tobele și buciumile care cântau. Da? Ștefan cel Mare cu 40 de amărâți care și-au sacrificat viața acolo cu niște dube, cum le zic ei, și niște tobe au câștigat. Da? Că s-au dus turcii și au intrat în nămoale așa și aici. Să-ți faci gălăgie mare. Asta, domne, știți, ați văzut dumneavoastră? Pe cine? Pe turci când au intrat în... Nu am învățat la istorie și noi am văzut. Lăsați-mă, domne, cu istoria asta prefabricată. Ca să dea românismul bine, da, pentru poporeni. Cel Mare. Bă, ia bătut Fane Babanu Petruș de a asculta cu urechea. Pa și la gara, asta e. Voi prefabricați ce vreți. Claudiu, de ce externalizarea transportului nu sunt soluții? Ba da. Din punctul meu de vedere sunt două soluții. Da. Ori modernizează, modernizare, ori externalizează. Sau externalizează. Se tăne cu vendetele și se plece aia care și-au bătut de transport de ceai. Păi cine nu trebuie să răspundă cineva pentru asta. Dacă păi s-a întâmplat asta. Cine, domne, raport de activitate? Păi eu ce vorbesc?
Omule, băi, 130 de milioane pe salariu. Eu sunt primar. Știi că dau cei trei primari și cu viceprimar? Păi mă las pe mine că, eu, că sunt din Turcinești și trebuie să răspund eu pentru că sunt din Turcinești. Și Vărcuel. Dar pe tine, ăsta e un defect sau cum? Nu, dar de tine ne putem lega să-i traduim mesajul. Asta parcă ar fi o plagă, știi? Nu, este o mândrie. Domnule, nici nu m-am invitat la ziua domniei sale, ca să nu zic la ziua lui. Dar ți-a spus, Claudiu, că nouă pol de putere la voi la Turcinești. E o mândrie pentru tine. Da, și am zis că e un plus. Și tu poți să... Da, mințile luminate s-au născut acolo. Încă așteptăm să vedem că sunt luminate. Da, dar vrei să spun ceva. De-aia căzut podul, că te zgâi de cap. Domnul Caragea, vedeți că și în preajba... Ce e preajba? Nu e cam secet acolo la... Bă, la lui nu este apă ca la voi, într-adevăr, n-avem nici podul. E cam secetă. Era să zic la... N-aveți... La partea superioară. E o problemă cu apa la preajba. Păi dacă s-a mutat acolo toată dependada orașului și consumă mult. Aveți... Eu am fântâna. Branșamentele cum le? Cum stați cu branșamentele? Foarte bine. Am și abonamentul, dar am și fântâna. Aveți și la alb și la negru? Sau și la alb și la negru. Păi ce, eu stau pe Tudor Arghezi 51-56? Adică o țeavă... Ce, sunt două trefe din Tudor Arghezi? Da. Am înțeles. O țeavă e pe alb, una e pe negru. Una e contorizată, una e liberă. Unde există așa ceva? Nu știu, am zic și eu. Dar nu știu, nu știu. Sunt există o singură țeavă. Nu știu, n-am auzit. Nu știu. Sunt niște aparate care le depistează. Poate mă bucur, și eu din punctul meu de vedere. Deci din punctul meu de vedere chiar îi rog să, și te rog și pe tine să vii să vezi. Deci capacul la cămin, e acolo ceasul. Am înțeles cu translocul, poliția locală. La fel, nu, mie nu mi se pare de niciun fel eficientă această modalitate de organizare. Servicii care nu-și găsesc, am mai tot spus, care nu-și găsesc eficiența, ar trebui o reorganizare totală? Nu se poate să lași oamenii care lucrează în stradă. Creierul, că ziceați că... Să lași pe ea fără... Sunt multe creiere grele la Turcinești. Dom'le, nu te pricepi tu. Hai să-l sunăm la Brașov. Trimite-ne și nouă, Vasile, organigrama ta. Dar bre, dar am discutat înainte și nouă, să vedem am discutat înainte de campanie. Orgoliu. Sau hai, nu, la Alba Iulie. La Alba a fost înainte de campanie. La Alba, cu PNL-ul Alba Iulie. Da, și mie. Da, i-am dat proiectul eu de la Sibiu. S-a dus la Alba Iulie. Mi-a plăcut aceste lucruri. Dar pune-le, frate, în practică. Claudiu, n-a venit marți, că era să luăm și amendă de la CNA. N-a venit domnul Romanescu cu o agenda locală, nu știu cum. O agenda de la Alba Iulie. Nu ai păstrat-o pe aici? Strategia, că ai zis că o păstrez pe aici și o monitorizezi. Strategia... orașul Alba Iulia pe 2100 nu știu cât. Asta au făcut, asta le-a spus, asta trebuie să faceți, asta vă promovați, așa faceți, atâta costă. Ai văzut tu aici? Da, a venit cu, în campanie. Era cu albastru, un almanac din ăsta albastru. Bun, și a Târgu Jiului? O revistă, Glossy. Da, nu înțeleg, și a Târgu Jiului? Dar nu știu, păi, eu sunt purtător de cuvânt la primărie. Cine să o facă, domnul Caragea? Nu v-au răspuns și de la primărie și vă îndreptați. De la Consiliu, nu, te rog. De la Consiliu, mă rog. Primăria nici măcar... știi de ce sunt supărat pe fătuca aia de acolo? Pentru că își permite să semneze și am trimis de două ori înapoi. Nu mai semna numele primarului. Eu m-am adresat primăriei Târgu Jiu, primesc sub semnătura primarului. Cine semnează? Lucrător relații publice. Am înțeles, da. Da? Păi nu, e responsabilitatea. Domnul, ordonanța de guvern 27, vă lasă-mă mă cu aia, discur legea petițiilor. Responsabil, legea 544. De acord cu tine, mie îmi dai sus... Eu am făcut petiție, frate. Deci nu înțeleg ce spun. Ia-mi tocmește și semnat de șeful instituției. Citește ordonanța de guvern cu petițiile. Păi domnul Caragea, sunt instituții care nu semnează nimeni, scrie doar jos. Biroul de presă al... Păi le-ați comunicate de presă. Nu știu cui. La petiții, la solicitări, la cele. Trebuie să-mi dați conducătorul unității răspunsul, că dacă nu-mi convine, eu mă adresez cu obligația de a face sau nu face împotriva lui. Nu mă adresez împotriva nu știu cui. Ce ziceți, domnul, era să zic Tudor, citeam o știre despre Cristian Tudor Popescu. Așa, ce ziceți de PSD 61%? Sondajul ăsta. A, credeam că atât așa au plătit cotizații. Că nu-și prea plătesc nici cotizația. Au ajuns la 61% sau... Păi vrei să spun ceva? Dacă cum se depopulează România și pleacă în străinătate, cred că rămân doar votanților. Ce spune Cristian Tudor Popescu astă seară? Rovana Plumb și Sevil și Aideh, miniștri care vor fi dați afară din guvern. Le dorim bafta. Asta... Normal, așa ar trebui să întâmple. Trebuie să plece, dacă aveau bun simț, trebuie să plece singure. Iar sondajele umflate... Dar săptămâna trecută am văzut avangardul 27% încrederea în guvern. Păi stai, guvernul numai al PSD-ului, ce să înțeleg? Da, e distincția asta. Nu, a fost cu câteva zile, mare știre, mare, 27% încrederea în guvern, schimbarea guvernului, primul ministru.
revenim la oile noastre, poliția locală are nevoie de o conducere nouă care să vină cu o nouă organigramă. De o echipă de organizare nouă. O echipă nouă, cu tot, da? Cu șef, cu da? Șef de servicii, cu tot, tot, tot. Să dai, cine face să dai examen. Asta? Păi cu cine? Consiliul și cu primarul. Cine face schimbarea asta? Dacă pic un meteorit, Nibiru, planeta Nibiru care se apropie de Pământ. Parchetul poate face această schimbare dacă, parchetul, după 3 ani de zile... La instituția justiției, nu la deci, parchetul măruță, de pe lângă Ocolul Silvic. Nu, parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, dacă corect. După 3 ani de zile, de când au fost percheziții pe la poliția locală, nebunii, corect, da. Ne-ar da și nouă un comunicat de presă. Dom'le, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a domnilor lista sau când trimiși în judecată n-au fost. Sau ce s-a întâmplat? Au fost puși, s-a confirmat, puși, nu s-a confirmat. Se fac expertize. Nu știu, să ne dea ceva, dom'le, ceva, după 3 ani de zile. Că tot am zis că fac eu cerere, fac cerere, fac cerere, pentru că sunt acolo în lista aia de la momentul percheziților niște domni șefi de servicii. Încă. Care încă sunt în funcție. Pentru că așa se întâmplă la Târgu Jiu. Sunt niște au domni au firme private, știi, că au firme private unii dintre șefi. Da. Cercetați penal și sunt în funcție, pentru că șefilor nu îi suspendă așa cum prevede legea. Am dezbătut aici în emisiune cazuri. Cotrună n-a fost suspendat din funcție niciodată. Rotarul a fost cercetat disciplinar și legea spune că putea fi suspendat din funcție pe perioada cercetării disciplinare. N-a fost nici măcar deranjat cu i-a dat mustrare. Floare. I-a dat mustrare, cum? Unde i-a dat mustrare? I-a dat mustrare. Păi, mustrare scrisă. Uh-huh. Și după aia n-a mai dormit rotarul două nopți și s-a tras la față din cauza asta. Care e problema? În 6 luni dispare din cazierul administrativ. L-a afectat foarte tare această măsură? Nu. L-a afectat, îți spun eu de ce. Așa? Pentru că au apărut doar anumite grădini în care s-a dat cu coasă. Da, și trebuie să... Să apară toate grădinile. Păi, mie mi se pare corect. Din punctul meu de vedere este o greșeală că în cazul lui Marian Rotaru lucrurile s-au oprit aici. Dumnezeu, bun, a stabilit comisia aia de disciplină, de cercetare disciplinară, domnul Caragea. La școală, poți să-ți comunică ceva. Dar stați că n-am terminat ideea. Mai avem 4 minute. 4 minute. Hotărâți-vă dumne, pe ce încheiem. S-a terminat cercetarea administrativă. Și sunt și multe nu mesaje. Contează sancțiunea. Dumnezeu, s-a confirmat toată aia. Păi, conducătorul instituției recte, primarul Romanescu, nu trebuie să facă plângere pentru abuz în serviciu? Vă întreb, că ați fost șeful poliției, domnul Caragea. Deci, după mine trebuie să o suspende cercetarea și să o trimită din prima, când a văzut că sunt indicii de săvârșire infracțiuni. Poate nu penale. Știe să facă... Dar treaba lui, frate, că dar nu și-a luat-o pe aia jurista lui Pește, care a dat-o ăștia afară și de la partid de pe la motul. Ce l-a pus eu să-și ia din alea? Că, uite, mă obligat să vorbesc și nu vreau să vorbesc. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Dar am vorbit ruda ta, dar i-am spus de 7 ori să facă plângere. În 7 emisiuni dacă a fost s-a confirmat ceva, era, nu te da. Duci mai departe să... Păi așa, ai văzut noua politică care domnilor, e... Târgu Jiu. Ai văzut noua politică care e acolo? De mâine luați... Faceți majoritate cu acest partid, cu PSR-ul. Vedeți că dă direcția de patrimoniu oameni la coasă, dacă aveți, prin grădină, prin bătătură, prin alea, moca. Deci fără pentru sezonul viitor de cosit, da. Vă orientați. Păi ce, poți să-i luați ea de pomi? Că la voi se taie pomii toamna. Să da. Moca, fără nimic. Păi da, la voi se taie pomii de toamna să nu rupă zăpada. La vie... Și la vie, da, și la vie, da, poți să întorci și țărușii. Da, deci direcția de patrimoniu dă oameni la muncă acasă, la spart de lemne, gratuit? Cu coasa. Și la spart de lemne? Moca, deci... Păi nu, că plătește patrimoniu, nu plătești tu. Da. A, deci da, să nu depășești orele de program. Nu, păi în weekend. În weekend nu, ca să plătește dublu. Da. Să vină de plăcere, înțeleg. Nu domnule, că i-au spus că era un timp în săptămânii. Dar au venit de plăcere. Sunt foarte multe mesaje, multe înjurături în această seară. Le mulțumim. La adresa noastră? Da, le mulțumim. Oamenii se descarcă pentru că au nevoie de da, un oraș care se mișcă, se dezvolte. Nu viu, se mișcă nimic. Care, Târgu Jiu e mort. Care nu se transformă în cenușe, un oraș în care Târgu Jiu se e mort, dacă nu o să înțelegeți. Domnul, ține minte ce spun eu. Da, haideți că răspund. Am pielea tăbăcită, mai iau și încă una. Hai, da. Ziceți. Am trăit în acest oraș de când m-am născut. Doar o perioadă de vreo câțiva ani, cât am lucrat la Sibiu, vreo 3 ani. Și eu am 40 de ani. Ne întoarcem la anii 2000 aici.
Țineți minte ce vă spun. Înainte de... Nu v-am mai auzit asta, deci nu încurajez, stați un pic vă greșiți. Vă garantez să ne întoarcem la anul 2000. Eu văd ce se întâmplă, ne întoarcem la anul 2000. Perioada până la anul 2000 înseamnă 96-2000, țineți minte ce vă spun. Nu, cu un anul cu tot. 96-2000, eu vă spun ce se întâmplă în oraș. Așa regres? De scandalul, scandalul în Târgu Jiu au început și grupurile de scandalagie au fost folosite de către grupurile și de interese Sabat. Și pe zona la fel? Păi de la asta, de ce la asta se referă. Ca să abată atenția de la marile privatizări. Primul scandal a plecat pe, între grupurile de interese și bătăi, a plecat pe privatizarea ACMM-ului. Pe acolo erau diferite găști și interese în care erau politice, păi nu interlopii, erau acoperire. Cei băgați la înaintare, da, acum corect. Bătaia e stadionul, da? Bun, stați așa că corect. Suntem în 2017, adică... Deschide-mi minte ce spun eu. Dați-mi am încă multe relații. Fostul noastră coleg de la Mehedinți instalat astăzi. Îi doresc baftă. Poate să facă ordine, multe realizări. Poate să facă treabă la șefia IPJ? Poate să-i ridice? În moment ce conducerea Poliției Române i-a acordat încredere, sunt convins... Nu e bine că e tânăr. Deci, încă o dată, sunt convins, din punctul meu de vedere, sunt convins să facă treabă, îi doresc baftă. Nu-i de aici să fie, să mai zică cineva că l-a pus X sau Y, că mai are așa. Mă bucur că a luat o înfrângere cărciumarul de Isar Capacele, că și așa s-au umflat unii pe aici că au vorbit cu el. Ajutați de Nea Ionică, Nea Finu, Nea Niușucică să-l pună, că să nu mai fie discuții. Să meargă și să vadă cum se dă un examen pe bune la București, nu ca ciureli. Deci îi doresc baftă, sper să se țină la... Ca cine? N-am înțeles. Era un adjectiv, nu era un pronume. Da? Să meargă personal. Deci încă o dată, când dorești să detaliez. Să dă examen ca ciurel, a zis, nu am înțeles. Era un adjectiv. Ca ciurel, am zis. Ca ciurel. Ca ciurel, deci da, un adjectiv de examene. Nu era. Da? Nu confunda una cu alta. Păi nu, păi pe mine m-a atacat la partea de rude. Acum trebuie să... Eu nu am atacat pe nimeni la rude. Eu nu contest examenele, eu spun așa, îi doresc baftă, sunt convins că nu o să tolereze combinațiile de niciun fel. Intră în lumea interlocului. Citește-te o conjurătură la adresa domnului Caragea, că mai sunt ce liniștit din emisiune. Da. Că e, mai avem 10 secunde. Așa. Dar ce crezi că e prima? Mă bucur când mă înjură cu Ați trecut prin Belgia telespectatorul nostru Ladic sau Lădic, Liviu sau Ladici. O fi, așa. Sunteți buni, vă mulțumim din Belgia, Tele 3. Cineva vă întreabă, a, e chiar Narcis Daju, pentru domnul Caragea, e adevărat că figurați în top 3 posibili miniștri de interne pe lista Pro-România? Aoleu, asta e o știre. Deci, asta este o știre. N-am nicio așa scrie aici. Îi mulțumesc lui Daju pentru grijă pentru mine. Narcis, te salut. Îți mesaj mulțumesc pentru grijă. Îmi pare top 3. N-am nici cea mai mică tangență cu Pro-România, iar actualii membri care fac parte din echipa de la Gorci, în marea lor majoritate, nu mă simpatizez de niciun fel cu ei. Deci nu faceți echipă cu ei. Păi ce se caute? Eu mă duc cu doctorița aia cercetată penal. A fost o rușine pentru mine să aflu că a fost acolo sau cu alții. La Craiova. Florin. Deci când iei medicamentele la doctorii, la oamenii bolnavi de cancer și tu te duci să te faci parte din Pro-România, nu înțeleg ce a căutat acolo, nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Am înțeles multe chestiuni, sunt mulți oameni care greșesc în viață, care se îndreaptă, se reabilitează, dar la capitolul ăla nu, la sănătate nu iert și nu o să iert pe nimeni. Și mama mea a murit de cancer, nu o pot să tolerez, să se ducă cu ea să se spele cine a adus-o acolo. Cineva, un domn Florin Sandu, ne invită să umblăm, mai umblați, bă, prin Europa, să vedeți Belgia, Danemarca, poate vă intră ceva în cap, țărișoare adevărate, și este și un epitet aici îngrozitor. Da, ia domnul Caragea la următoarea vizită. Deci vreau să spun ceva. Vorbiți de locuri de muncă pentru tineret. Mulți ne urmăresc, să știți, mulți vin afară țării. Da, foarte bine și foarte clar, vreau să spun ceva. Chiar sunt uniți românii noștri dincolo. Din Germania. Pentru că... Săracii locuiesc într-o casă, da, unde, dacă îl întreb unde locuiesc, la casă, dar săracul într-o cameră locuiesc 2-3, în casa respectivă sunt 10, 12, 15 și se strâng la acolo, să zic așa, un ban de 50 de euro. Asta se întâmplă din cauza blatului politic perpetu care e în România, la nivelul județului și la nivelul Târgu Jiului nu mă ocup decât de Consiliul Local. M-am apucat să strâng hotărâri de Consiliu să vă arăt ce au putut să voteze. Da? O doamnă Uța Surdoiu ne tot scrie foarte mult. Îi mulțumim, îi dorim de ale bune. Dumneavoastră multe mesaje. Da, sunt de pe Facebook. Și multe informații sunt în aceste mesaje. Sunt de pe Facebook.
Sunt deja, au rămas pe Facebook pe emisiunea noastră și pot fi citite acolo. Le mulțumim tuturor celor care și vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți din țară și din străinătate, din acest județ. Încercăm seara de seară să mișcăm și noi lucrurile așa cum putem sau măcar să încercăm să aflăm ce se întâmplă și de ce nu se mișcă lucrurile așa cum ne dorim, pentru că vă spun acest lucru cu cea mai mare sinceritate, aproape nu este săptămână, nu este zi în care să aflu că o familie și-a făcut bagajele și a plecat din Târgu Jiu, a plecat din județul Gorj în alt județ, în altă țară, pentru că aici nu se mai poate trăi. Să aveți parte de o seară bună în continuare. La Sibiu a crescut cu 80.000 de locuitori în timp.